Numele meu este Claudia Brăduceanu, sunt profesor de matematică la Colegiul Național Mihai Eminescu din București și astăzi vom recapitula împreună lecția cu titlul Aplicații ale paralelogramului în geometria triunghiului, linie mijlocie în triunghi și centru de greutate al unui triunghi. Vom defini mai întâi linia mijlocie. Această definiție ați discutat-o voi la clasă și o vom relua astăzi. Și anume, linia mijlocie am definit-o ca fiind segmentul care unește mijloacele a două laturi. Este clar că într-un triunghi există trei linii mijlocii, iar acestea formează un triunghi, un alt triunghi din interiorul triunghiului dat, numit triunghi median. Avem aici la observație triunghiul determinat de liniile mijlocii, se numește triunghi median. Proprietatea liniei mijlocii. Într-un triunghi, o linie mijlocie este paralelă cu a treia latură și are lungimea egală cu jumătate din lungimea acestei laturi. Pe această proprietate ne vom baza în foarte mare parte în rezolvarea problemelor care urmează. Reciproca proprietății liniei mijlocii. În orice triunghi, paralela dusă prin mijlocul unei laturi la una dintre laturi trece prin mijlocul celeilalte laturi. Mai avem de recapitulat și noțiunea de mediană. Se numește mediana a unui triunghi un segment care unește un vârf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse. Medianele unui triunghi sunt concurente, iar punctul de concurență se notează de obicei cu G și se numește centru de greutate. O altă teoremă se referă la medianele unui triunghi și anume la centrul de greutate. În orice triunghi, centrul de greutate se află pe fiecare mediană la două treimi de vârf și o treime de bază. Cu aceste elemente teoretice recapitulate, vom trece la rezolvarea problemei. Problema numărul 1. Mai întâi o citim. Încercăm să înțelegem ceea ce ni se dă și ni se cere de la problemă, apoi scriem ipoteza, concluzia, desenul și trecem la rezolvarea efectivă. Problema numărul 1. În triunghiul ABC, D, E și F sunt mijloacele laturilor AB, AC și respectiv BC. Cunoscând faptul că AB egal 9 cm, AC egal 11 cm, și BC egal 13 cm, să se calculeze perimetrul triunghiului DEF. Vom scrie mai întâi ipoteza, și anume ceea ce ni se dă, se cunoaște că avem un triunghi ABC, în care D este mijlocul lui AB, așa cum am figurat și pe desen, E este mijlocul lui AC, așa cum se poate vedea figurat și pe desen, și F este mijlocul lui BC, așa cum se poate vedea figurat și pe desen. Mai cunoaștem faptul că AB are 9 cm, AC are 11 cm și BC are 13 cm. Se cere să calculăm perimetrul triunghiului DEF, triunghi median, așa cum am prezentat în elementele teoretice. Pentru rezolvarea acestei probleme, vom folosi elementele teoretice recapitulate anterior. Cunoaștem faptul că D este mijlocul lui AB și E este mijlocul lui AC. Aceste lucruri le cunoaștem din ipoteză. Va rezulta că DE este linie mijlocie în triunghiul ABC, conform definiției liniei mijlocii. Și acum, utilizând proprietatea liniei mijlocii, va rezulta că DE este paralelă cu BC și tot DE egal cu BC pe 2. Dar BC, așa cum se știe din ipoteză, are 13 cm. Din ultimele două relații, obținem faptul că DE egal cu 13 pe 2, deci DE este 6,5 cm, așa cum am notat și pe desen. De asemenea, D este mijlocul lui AB din ipoteză și F este mijlocul lui BC din ipoteză. Rezultă că DF este linie mijlocie în triunghiul ABC. Conform proprietății liniei mijlocii, DF este paralelă cu AC și DF este egală cu AC supra 2. Cum AC este egală cu 11 cm,
rezultă că DF va fi egală cu 11 pe 2, adică DF egal cu 5,5 cm, ceea ce se găsește notat și pe desen. De asemenea, punctul E este în mijlocul lui AC, iar punctul F este în mijlocul lui BC. Ambele relații le cunoaștem din ipoteza problemei. Rezultă, conform definiției liniei mijlocii, că EF este linie mijlocie. Adică EF este paralelă cu AB și EF este egală cu AB supra 2. Cum AB este 9 cm din ipoteză, din ultimele două relații rezultă că EF e 9 pe 2, adică EF este 4,5 cm. În momentul de față, cunoaștem toate laturile triunghiului median DEF și putem calcula perimetrul acestuia. Perimetrul triunghiului DEF va fi egal cu DE plus DF plus EF, adică suma lungimilor laturilor. Deci, perimetrul triunghiului DEF va fi egal cu 6,5 plus 5,5 plus 4,5, adică perimetrul triunghiului DEF este egal cu 16,5 cm. Rețineți voi faptul că perimetrul triunghiului median este egal cu jumătate din perimetrul triunghiului inițial și am trecut și în subsolul paginii cu roșu acest lucru. Problema numărul 2. Mai întâi să o citim și apoi să rezolvăm problema. Se consideră G centrul de greutate al triunghiului ABC. Iată triunghiul ABC, s-au construit medianele A', BB' și CC' concurente în punctul G. Și A', B', C'. Mijloacele laturilor BC, AC și respectiv AB. Dacă GB este egal cu 6 cm, dacă GB este egal cu 6 cm, calculați lungimile segmentelor GB' și respectiv BB'. Verificăm și ceea ce s-a trecut în ipoteză. Se consideră triunghiul ABC, în care A' este mijlocul lui BC, B' este mijlocul lui AC și C' este mijlocul lui AB. Cele trei mediane, A', BB' și CC' sunt concurente într-un punct G. Cunoaștem că GB este 6 cm și ne interesează să calculăm GB' și BB'. Din faptul că G este centrul de greutate al triunghiului ABC și din teorema referitoare la centrul de greutate, știm că acesta se găsește pe fiecare mediană la două treimi de vârf și o treime de bază. Deci GB va fi egal cu două treimi din BB'. Am să înmulțesc cu 3 pe 2 toată relația pentru a-l obține pe BB'. BB' va fi egal cu 3 pe 2 din GB. Deci BB' va fi egal cu 3 pe 2 ori 6. Se simplifică prin 2 și obținem 1 la numitor și 3 la 6. Și se obține că BB' egal cu 3 ori 3, adică BB' egal cu 9 cm. Acest lucru îl voi nota și pe desen. În momentul de față, aș putea să-l aflu pe GB', fie prin diferență 9 minus 3, fie utilizând teorema care îmi spune că centrul de greutate este la 2 treimi de vârf și o treime de bază. Voi alege să utilizez teorema pentru a repeta teoria. GB' este 1 pe 3 din BB'. Deci GB' este 1 pe 3 ori 9, se simplifică prin 3 și se obține GB' egal cu 3 cm. Problema numărul 3. Problema numărul 3, deși desenul pare mai complicat, este o problemă destul de ușoară. Mai întâi voi citi problema pentru a vă familiariza cu ce se dă și ce se cere în problemă. În paralelogramul ABCD
se consideră E mijlocul laturii BC și F punctul de intersecție al dreptelor AC și DE, AC și DE se intersectează în F. Arătați că F este centrul de greutate al triunghiului BCD. Dacă N este intersecția dreptelor BF și DC, deci BF cu DC, iar AB are 10 cm, determinați lungimea segmentului DR. Haideți să notăm și pe desen ceea ce ni se dă. Avem ABCD paralelogram cu E mijlocul lui BC. Cunoaștem faptul că AC se intersectează de E în punctul F. Și BF intersectează CD în punctul F. De asemenea, cunoaștem faptul că AB are 10 cm și trebuie să arătăm că F este centrul de greutate al triunghiului BCD la punctul A și să calculăm DN la punctul B. Cum vom proceda în acest caz? Voi nota cu O intersecția diagonalelor paralelogramului ABCD. Avem AC intersectează BD în punctul O și ABCD e paralelogram. Așa cum știm din lecțiile anterioare, într-un paralelogram, diagonalele se înjumătățesc. Deci voi avea că OA este congruent cu OC și OD este congruent cu OB. O e mijlocul lui BD, așa cum s-am scris, și O e mijlocul lui AC. Acum mergem în triunghiul BCD. În triunghiul BCD avem că CO este mediană, deoarece unește vârful C cu mijlocul laturii BD. Dar și DE este mediană, deoarece unește vârful D cu mijlocul laturii BC, așa cum se poate vedea în desen. De asemenea, cunoaștem faptul că CO intersectează DE în punctul F. De aici rezultă că F este centrul de greutate al triunghiului BCD, deoarece se găsește la intersecția a două dintre mediane și, așa cum știm din teorie, și a treia mediană va trece tot prin F. Punctul B. Pentru rezolvarea punctului B, mă voi folosi de punctul A. Cunosc faptul că F este centrul de greutate al triunghiului BCD. Și faptul că BF intersectează DC în punctul M. Va rezulta de aici că BN este mediană în triunghiul BCD, adică N este mijlocul laturii CD. Voi nota acest lucru cu roșu, pentru că l-am obținut. Cum N este mijlocul laturii CD sau DC, va rezulta că DN este egal cu NC și este egal cu DC pe tot. Dar ABCD este paralelogram. Și AB este egal cu 10 cm, așa cum ne-a spus ipoteza. Laturile opuse în paralelogram, după cum știm din teorie, sunt congruente. Deci, au lungimi egale, adică și DC va fi egal tot cu 10 cm. Din faptul că DN este egal cu DC pe 2, iar DC are 10 cm, va rezulta că DN este egal cu NC egal cu 10 pe 2. Deci DN va fi egal cu NC și va fi egal cu 5 cm. Prima problemă pe care o lucrăm va fi problema numărul 4. Mai întâi vom citi problema cu atenție și apoi vom trece la rezolvarea ei. Se consideră ABCD un paralelogram, M mijlocul lui AD și N mijlocul lui AB, Q mijlocul lui BC, iar P simetricul punctului Q față de punctul B. Deci P și Q
sunt simetrice în raport cu B. Arătați că MPBD, MPBD este paralelogram la punctul A. Arătați că APBM, APBM este paralelogram. Și punctul C, arătați că punctele M, N și P sunt coliniare. Recitim ipoteza, adică schema problemei, ce se dă și ce se cere, și marcăm pe desen ceea ce cunoaște. ABCD este paralelogram. M este mijlocul lui AD. Și N este mijlocul lui AB. De asemenea, Q este mijlocul lui BC. Dar cum ABCD este paralelogram, AD și BC vor fi laturi opuse în paralelogram, deci congruente, și atunci voi avea aceeași notație pentru BQ și QC, deoarece AM, DM, BQ și CQ sunt toate congruente între ele ca mijloace de segmente congruente. P este simetricul în raport cu B al punctului Q. Cu alte cuvinte, B e mijlocul segmentului PQ. Cu aceste notații pot trece la rezolvarea problemei. Punctul A. Dacă P este simetricul în raport cu B al punctului Q, aceasta înseamnă că B este mijlocul segmentului PQ. Deci BQ este egal cu BP. Acum mă refer strict la patrulaterul M, P, B, D, despre care trebuie să arăt că este paralelogram. MD și PB vor fi paralele. De ce? Deoarece au dreptele suport paralele. De asemenea, MD va fi congruent cu PB din faptul că MD este AD pe 2, PB este egal cu BQ și este egal cu BC pe 2, iar AD și BC, așa cum am spus mai înainte, sunt congruente ca laturi opuse în paralelogram. Având o pereche de laturi opuse paralele și congruente, va rezulta că MPBD este paralelogram. Punctul B. A, P, B, M va trebui să arătăm că este paralelogram. Procedăm analog. Avem AM paralel cu PB, deoarece au drepte suport paralele. De asemenea, AM va fi egal cu PB, deoarece AM este AD pe 2, PB este egal cu BQ și egal cu BC pe 2, iar AD și BC sunt egale ca laturi opuse în paralelogram. Așa cum știm din teorie, ca și mai înainte, patrulaterul care are o pereche de laturi opuse paralele și congruente este paralelogram, deci APBR va fi și el paralelogram. Următorul lucru pe care îl avem de arătat este să arătăm că MN și P sunt coliniare. Voi face referire la punctul B al problemei. Cunosc faptul că APBM este un paralelogram și N este mijlocul lui AB. Cum într-un paralelogram diagonalele se înjumătățesc și au același mijloc, iar AB este diagonală, va rezulta că N este și mijlocul celeilalte diagonale, adică diagonalei F. De aici rezultă că punctele M, N și P sunt coliniare, ceea ce trebuia demonstrat. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc succes în continuare în pregătire.